În mod normal, aici unirea sunt bune. În sensul că, în afară de unele care, din cauza unor probleme, nu s-a mai prezentat la ultima probă, toți ceilalți au promovat. Mediile sunt destul de mari, a zice, respectând și nivelul de cunoștințe ale elevilor, dar și gradul de dificultate al subiectului, care anul acesta a fost un pic mai redus. Care este procentul de promovabilitate? Acum, deci teoretic, la modul cum se calculează, ar fi 100%, pentru că cel candidatul care a lipsit de la ultima probă apare ca neprezentat, însă trebuie să fim sinceri, avem un elev care n-a promovat bacalaureatul din 201, ceea ce înseamnă, cred, 99,5%, ceva de genul ăsta, dacă am să văd eu bine. Sunt oameni care sunt nemulțumiți de notele pe care au obținut. Evident, oamenii sunt nemulțumiți. Nu există examen în care toată lumea să fie mulțumită de notele pe care le-au obținut. Unii dintre ei vor avea câștig de cauză, probabil unii nu. Întotdeauna, pentru asta există etapa asta a contestațiilor, ca cei nemulțumiți să-și ceară reevaluarea.